Avem un receptor defect cu procesor RAM Logic. Stă blocat. Deci trebuie să încărcăm imaginea. Acest receptor nu are buton de reset pentru a-l folosi la operațiunea de flash cu USB Burning Tool. Și atunci, cum se face treaba asta? Căutăm pe placa de bază unde se găsește memoria acestuia, am identificat-o și se scurtcircuitează dacă numărați din cum stați cu fața la procesor, scrisul să fie normal, se numără care e pinul al 5-lea și al 6-lea din partea asta, se dă o scurtcircuitare și USB Burning Tool trebuie să-l recunoască. Cam asta e procedura, desenat cam așa arată memoria și pinul 5 și 6 care trebuie scurtcircuitați pentru o secundă, trebuie identificați pe placă, folosiți o șurubelniță și efectiv o puneți, căutați pinul 5 și 6 și trebuie să recunoască procesorul. Hai să încărcăm programul. Încărcăm imaginea în el. Durează puțin. Am încărcat-o. Îl scoatem din priză. Folosim un cablu USB tată-tată. Numărăm pinul 5 și 6. O să las aparatul jos. Cam asta e toată șmecheria. Și acum așteptăm.
succes, stop, scoatem cablul. Cam asta e tot. Cam asta e tot. Mulțumesc!